videoclipul de astăzi, noi mergem la cumpărături, avem o listă și trebuie să cumpărăm tot de pe listă, doar că se întâmplă chestii nu tocmai ok și foarte ciudate. Jocul se numește The Shopping List, este un joc horror și abia aștept să-l joc. Vreau să-l joc de foarte mult timp. Let's go! Nu știu cât de horror e! Sper să fie destul de horror, să facem... Să nu mai... să murim aici, chat. Adică nu în joc, gen, să murim. Nici în joc, niciunde. Nu murim deloc, de fapt. Don't trust a stranger. Să n-ai încredere într-un străin, îmi spune. Bine. Mergem cu mașinițele? Să mă dau cu mașinițele! Să mă dau cu mașinițele! O să-mi fie dor de locul în care m-am născut. Sper că mutându-mă în acest oraș nou, o să-mi ofere mai multe oportunități. Oh, aproape am uitat! Trebuie să-mi termin cumpărăturile! Înainte să ajung la apartament. Ok. Noaptea? Nu pot să termin cumpărăturile... Nu știu, mâine dimineață? The shopping list. Ok, ia vede. Oh, 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 ce-am făcut? Press tab to check your shopping list. Press space to autoplay dialogues. Let the shopping list begin. Comprende. Mamă, vezi că se mișcă destul de smooth, nu-i rău. Ia, luminile astea bombastice. Tab. Deci trebuie să cumpărăm lapte, șampon, o jucărie. De ce vrei să cumperi jucărie? Ok. Ciocolată, foaie de printat, flori și carne proaspătă. Păi, primul lucru, lapte de la grocery store, body store, toy store. I just hope these stores are open at night. Hai să vedem dacă sunt deschise magazinele la ora asta. Oh, nu pot să merg. Bă, nu pot să trec aici, am un perete invizibil. 30. Bă, stai un pic. Mă, stai un pic, că nu, e o problemă. De ce semnul ăsta că trebuie să mergi cu 30 orientat spre mine? N-am voie eu ca om să merg cu mai mult de 30 la oră? Nu cred că pot să merg cu 30 de kilometri la oră. Sau? Oare pot dacă alerg foarte repede? Trec prin timp și spațiu. Nu știu ce scrie aici. Ăsta ce e? Mă, nu știm ce e ăsta, că nu scrie. E ce e? Hello, un domn! Bună, domnule. Nu mă lasă să trec. Deci trebuie aici să merg neapărat. Bun. E. Am ajuns la grocery store. Bun. Aici trebuie să luăm lapte, parcă. Mamă, ce frumos. Cântă. Da, lapte trebuie să... N-am sprint. A, nu pot să trec. Bă, firara, n-ai bine de treabă. De ce nu mă lasă, mă, să trec, să mă duc pe unde vreau eu să... Fiu Dora the Explorer. Ok, woke him up. Ăsta are laptele. Musty milk. N-am încredere în laptele ăsta. Sincer, hai, trezește-l. Cine naiba ești tu? Îl cheamă Noel. Cum ne cheamă? Teddy. Sunt Teddy. Teddy? Ce nume stupid! Ce om ciudat are numele ăsta? Oricum, ce pot să fac pentru tine? Well, știi pe cineva să-mi spună unde e laptele? Laptele? Da, trebuie să fiu undeva pe acolo. Dacă nu, vino înapoi aici și întreabă-mă. Acum lasă-mă în pace să mă odihnesc. Scuză-mă, frate. Fruit and vegetables. Frozen meat. Soda and drinks. Milk out of stock! Păi ce mama e de treabă? Toast! Hei, lucrezi aici? Nu. Dar sper să fac rost de un job aici. Well, și cum merge treaba? Nu prea bine. M-au dat afară de la primul job. De ce? Că m-au înlocuit cu o mașină! Pare rău. Și acum oamenii nici nu mai cumpără de acolo pentru că li se pare ciudat mașinăria asta. O să continui să par ocupat, să vedem dacă primesc jobul. Spor! Bye bye! N-avem lapte. Cred că trebuie să merg să-l trezesc chiar pe ăla. Iar se supără la pe mine. Hai că-l trezim, ce să zic, ce să fac. Hai, trezește-te. Ăsta de nu-mi dă mare scatoalfă. Deci, ai găsit ce ai căutat? Nu, nu mai este lapte. Ok, nicio problemă. Mă duc în spate să mă uit. Și zice lui Jordan să-mi dea laptele. Și ăsta nu vrea să-mi dea laptele. Trebuie să plătesc în plus pentru lapte? Trebuie să plătesc în plus pentru lapte. Fira să fie. Ok, laptele e 15 și eu că trebuie să plătesc? Hai să punem 15. Poate îl fac, pe prost.
Vezi că l-am făcut pe prost. Bine, m-a făcut el pe mine, că am dat $15 pe o cutie de lapte. Mai bine nu luam lapte. Devin foarte rău când nu dorm destul, știi? Au dispărut oameni pe aici în ultimul timp. Nu știi? Doar termină lista de cumpărături înainte să se întunece. Ok, pa, pa! Dăm laptele încoace. You didn't give me enough milk. Și Jordan plânge că i-am luat laptele! Și ăsta doarme. Deci ăștia m-au avertizat că este acel ceva, dispar oamenii pe aici noaptea. Ar trebui să plecăm acasă. Da, stau ca troglodita. Nu, stau ca troglodita, sincer, să caut lapte noaptea și dacă nu dă lapte, mor. Dă-l măsa de lapte, du-te acasă! Trebuie să-ți văd cartea de identitate. Este o procedură foarte strictă pe care trebuie să o urmezi din cauza întâmplărilor din ultimul timp. Așa că dăm ID-ul! Cum și-o pierdut ID-ul, fata asta? Cum trăiești fără ID? Chiar mă întreb. Poli! Păi, n-avem... N-avem ID, fugim de el. Fugim de el. Că nu am ce să-ți dau, frate. Sau trebuie să-l constrâng cumva să vorbesc cu el? Hand it over! Răspunsul meu e minte, minte sau minte? Challenge, guys! Alege minte 1, minte 2 sau minte 3? 3. Mi-am lăsat ID-ul în mașină. Doar aștept un minut și o să mă întorc înapoi. Bine, grăbește-te! În același timp, nu prea văd așa de bine, așa că nu încerca să mă păcălești. Poate găsesc ceva care să arate ca un ID în gunoi. Ia. La... Lapte! Am găsit... Păi și eu am plătit $15 pe lapte ca să-l găsesc în gunoi. Exact același lapte. Mai caută, mai caută, mai caută. A missing person. Cine a dispărut, măi? Ia vezi. Hell no, man. What the fuck, man? Bă, ăsta nu-i cumva... Deci, ID card Ruben. Name, Billy Chips. Gender, Billy Chips. Location, Billy Chips. Favorite game, Billy Chips the game. Favorite movie, Billy Chips the movie. Cine are pe un ID filmul preferat și jocul preferat? Likes, Billy Chips. Hates, Billy Chips. Hai să luăm, ce să zic. Tragem pe dreapta, dăm ăsta. Bă, nu ăsta e Billy Chips? Nu știu dacă ăsta e. Vedem. Ți-a luat mult timp. Îmi pare rău. Hai să vedem. E sigur că asta ești tu? Arată un pic așa blurat. Ce, ochii? Oh, da, n-am ochelari. Ăsta e Ruben. Promiți că asta ești tu? Da. Pleacă de aici atunci! Bine, băi, police officer. Că... Mamă! Look at that! Bădongă-dong! Acolo, iau, bă, face police officer, face numai picioare la sală. Mamă, și câta mânoacele! Ia uite-le! Ai, ce mânoace are! Cap așa, ascuțit. Bine, măi. Mă, da, orașul ăsta pare tot părăsit, nu știu cum să vă zic. Ce mai trebuie să găsesc? Șampon. Mi-aduce așa multe amintiri. 1975. Ah, acum ne arată amintirile. L-a dus în castelul lui și au trăit fericiți până adânci bătrâneți. N-a fost povestea foarte frumoasă, dragă? A fost foarte bună povestea! Haha, ești așa de drăguță. Te iubesc tare mult, dragă. Și eu te iubesc, mami! Aha. Ok, și unde e mami? O, oh, câte amintiri frumoase. Direct, tot trecut 7 ore. Mâine zi. The Body Shop. Și de aici luăm șampon. Hai să luăm șamponul. Iubește-ți corpul, zice. Make-up. Oh, la make-up. Aici vreau eu să... Aici vreau eu... Brut arată machiajele astea. Asta e pâine. Ce naiba e asta? O plantă la make-up. Sau ceva. Am nevoie doar de un șampon normal. Orice? Da, orice. Perfect! Avem 3 șampoane. Dar deoarece vrei orice șampon, avem pe unul de 2 ani aici. Nu-ți fă grijă, e foarte bun. O să alegi între Ghost și Greasy Scotty Saucy Shem Op de Pu și șampon normal de căpșuni. Gusto Greasy Gramps Scott Saucy
strawberry shampoo. Scot sosi shemo shut the poo. Să miroasă cățel. Perfectă alegere. Dar par nici sigură dacă să-l cumperi. Ok, poți să-l încerci pe gratis în baia publică ce avem în spate. Revin aici după ce ești gata. Pa! Ok, pa, pa, hai că-l încerc. Dacă miroasă căcat, e vina ta. Dă-l aici. Mulțumesc. Hai la mai, să mă spăl cu el. Cine? Nu, da, nu, de serios acum. Cine, Dumnezeule, merge în baia unui magazin să încerce șampon? Să se spele cu șampon cu miros de rahat. Nu, cine? Cine, cine, spune cine? Spune cine, cine? Cine alege șampon cu miros de căcat? Hai să mă spăl. Dă-i. Mm. Ci că șamponul miroase a căcat. Niciodată nu m-am mai simțit la fel de murdară ca acum. Dacă tot l-am ales pe acesta, mă gândesc că o să miros în următoarea săptămână așa de nașpa. Asta e, îmi pare rău, dragă. Dacă asta ai ales, asta faci, asta porți, asta miroși. Așa, ia dă-mi șamponul. Adă-l încoa. Deci, ce părere ai? A, deci o să mă coste 9,99. Îi dau 10 ca în bani. I am a very rich. Mulțumesc! Sunt surprinsă că ai vrut să cumperi ceva atât de târziu. Ai grijă că de obicei în timpul ăsta, la orele astea, lumea dispare. Singurii oameni care au trecut astăzi pe aici ești tu și tipul ăla creepy. Se uita prin geam în timp ce te spălai. Ai grijă pe aici. Nu este în siguranță să fii pe aici la orele astea. Pa! Bă, se uita unul la mine cât timp mă spălam. De ce e muzica asta pe fundal acum așa, sunetele astea? Am luat șampon, miros de cachiții. Trebuie să găsim magazinul cu jucării. Mamă, nu arată bine magazinul ăsta. Jucăriile Lutimi. Nu. No. Nu. Nu vreau, nu vreau să găsesc jucării aici. Bă, ăla zici că e bulion încet. Mamă, dar ce jucării, un ou cu căști și mustață. Bine, frate. Nu ai acces pe aici. Ok, nici nu vreau să mă duc, sincer. Vorbim cu Timmy. Oh, hei, hei, cum te pute ajuta? Căutam ceva drăguț de pus în apartamentul meu. Un animal ceva drăguț de pluș. Ciocolată? Stai să mă uit în spate. Între timp, poți să faci ceva pentru mine? Pare rău, dar mă grăbesc. Dacă vrei să te ajut, ar trebui să mă ajut și tu înapoi. Am fost foarte ocupat cât în ultimul timp. Ok, ce vrei să fac? Știi semnul de amusement de la intrare? Ar trebui să-l pornesc, dar nu pot. Te duci tu să faci pentru mine? Sigur. Ce semn, frate? Rewire cables. What? Ok, frate. Oh! Puzzle. Așa. Așa. Ăsta așa. Ceva de genul cred că trebuie să facem. Bun, și ăsta întoarcem invers. Mă, am dreptate sau n-am dreptate? Sau fac așa de aiurea? Bine! Prea bun. Ok, dăm te frumos ciocolata. Timmy. Wow. Chiar ai reușit să... îl faci să meargă. Da. Well, a deal is a deal. Poftim ciocolata sau ce-am comandat. Mulțumesc! O întrebare rapidă. Cu toți oamenii cu care am vorbit astăzi, mi-au zis să am grijă de lucrurile ce se pot întâmpla. N-ai încredere în ei. Stai bă, că nu mai înțeleg nimic. Deci eu m-am dus să-l întreb că au tot felul... shopping bag. Eu au tot felul de chestii aiurea de la toți oamenii din magazinele la care am fost. Că, ci că nu-i bine să ies noaptea pe afară, că una alta. Și îl întreb ăsta. Spune-mi, știi ceva despre... Mamă, de ce sunt întunecat, măi? Că astea erau mai galbene. Îl întreb, știi ceva despre ce vorbesc cu oamenii? La care îmi zice, e, nu băga în seamă, zic și oamenii. Un criminal e pe aici, aleargă liber. Na, nu trebuie să-i bagi în seamă.
criminal care aleargă liber paci? Să ne ferească bunul Dumnezeu. De ce s-a întunecat totul? Nu mă las să merg încolo. Oh my god, murim chat. Nu știu ce să zic mai de locul ăsta de aici. Pare... Mamă, se au... Se aude ceva de acolo. Nu, se aude ceva de acolo, deci vă rog frumos. Nu știu ce acolo. Continui să... Continui drumul. Deci eu aș fi mers înapoi. Ce caut, frate, pe... Mamă, câtă clădirea. Pe întuneric afară. Să caut ce? Dar ce trebuie să mai cumpăr? Am luat ciocolată și toi. Trebuie printer paper. Vreau acasă. Lăsați-mă să merg acasă. Ce? Oh! Un trandafir. Păi că e frumos trandafirul ăsta. Iar îi amintește ceva lui asta. Ce ți amintește? 1979. Am mai crescut un pic. Lua afară. Oh my god! Și am întrebat unde e maică sa. A murit maică sa. O să te iubesc mereu, mamă. Că plâng aici, n-are rost. Băi, ce trist. Îmi pare rău, frate. Sincer. Ar trebui magazinul de tech să fie pe undeva pe aici. În apropiere. Magazinul de tech. What? Ce? Hello! Hello, I am Carl. Yes, you're a man. Ăsta e omul de la casă, e un robot și îl cheamă Carl. Lasă-ne. Aleg de aici ce să cumpăr. Da, începem. Doar nu mă bate. Ce vreau să cumpăr? Printer? Nu? Printing paper. Mulțumesc! 3 dolari, uite, îți dau și un cent cadou. Doamne, Dumnezeule, vreau un iPhone, daci. Laptop ceva. Aaa, n-am luat-o. Mulțumesc! Dar de ce stă ăsta așa, mort? Nu mai vreau să ies afară, nu, sincer. Mai bine stau în magazin cu robotul ăsta pe nume Carl. Mai trebuie să cumpăr flori. Oh. Și carne proaspătă. Cum e jocul ăsta? Ăsta e criminalul! Păi și eu ce fac? Continui să merg? Du-te troglodit-o acasă! Nu legit, du-te acasă! Pleacă acasă că te mâncă asta! Te face perpeliță! O, fere! A dispărut! Ashton Garcia... 1200 de dolari ca și recompensă. Vă rog, găsiți-mi băiatul. Oh my god, ce-mi pare rău, Doamne. În locul acesta pare ciudat. Păi pare ciudat, fata mea. Te pune naiba să mergi noaptea să cumperi chestii. Nu poți să cumperi mâine florile. Mori fără flori, fără lapte, fără ciocolată. Bă, dar n-are nimic de cumpărat de care chiar are nevoie. Poate doar șamponul ăla. Nu am voie să trec. Păi bine, mă, și unde e magazinul de... flori. Bine, cine vinde flori la ora asta? Nu, vă rog frumos. Am sărit, nu mă interesează pe mine. De aia o să pățesc eu chestii nașpa, vă zic, chat. De asta o să pățim noi chestii nașpa, că ne mănâncă și trebuie să ne scărpinăm. Oh! Deci era cineva în mașină! Fine.
am găsit magazinul. Mildren's Mari... ceva. Ah, flori! Bine! Ușa este încuiată. Trebuie să fie deschis. Probabil patronul a luat o pauză, ceva. Cred că acesta este bicicleta patronului sau patroanei. Ar trebui doar să bat la ușă. Hai să batem. Hei! E cineva acolo? Pleacă de aici! Lasă-mi familia în pace! Ia orice vrei, numai nu ne face rău! Și noi... Se iau doar trandafirul de aici. Mamă, deci lumea e atât de speriată și eu stau noaptea pe străzi când lumea e așa de speriată. Ia fata mea bicicleta și pleacă! Nu, doar ia bicicleta, du-te cu Dumnezeu înainte! Oh, serios! Plouă! Hai să... Zice un străin? Hei, ce faci aici în ploaie? Te iau eu unde trebuie să te duci. Doar intră în mașină și te duc unde vrei. Mi-ar prinde bine companie. Accept sau nu? Hai să mergem cu el. Urcă! Ruben! Asta-i polițistul! Oh, tu ești Ruben! Stai, de unde știi numele? Din ID-ul tău? Ups! Oricum, unde vrei să te duc? Mă duc până la măcelar să fac rost de niște porc. Ok, hai să plecăm atunci. Hai, du-mă, Ruben, să-ți trăiască ție, mulțumesc. Ia uite. Cum întoarce Ruben pe contrasens? E doar în colțul străzii. E un drum scurt. O, mai ne putem uita în spate? Vine o mașină după noi! Vine o mașină după noi! Vine o mașină! Ruben! Vine o mașină după noi! Mamă, bine că nu m-am băgat în cealaltă mașină. Aici cu Ruben mă simt mai în siguranță. Mamă, Ruben! Calco, frate! Calco! Fol cu Ruben. Ești polițist, dă-i tare. Ia-l, arestează-l. Iru, iru, iru. Arestează-l. Așa. Mai e ăla. Mai vine după noi. Doamne Dumnezeu. Păi dar nu vreau să mă dau jos. De obicei cer bani pentru că te-am adus până aici, dar de data asta te ierd. Să ai o seară frumoasă. Nu vreau să plec, Ruben, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, Ruben, du-mă acasă. Du-mă acasă! Nu! Ruben, firai tu să fii! Nu pleca, Ruben, că vine de acolo ăla și mă ia pe sus! Am ajuns la măcelar. Fain! Frumoasă situație. Bine ai venit la Bester Butchery. Nu-ți fie frică, uite-te pe aici și... Avem tot felul de tipuri de carne. Dacă nu te decizi, vino la Tijghea și zic eu ce zi. Bine măi, ia uite, bă, dar vezi că nu e carnea lui așa nașpa. Ma. Chiar arată cinstit. Un loc cinstit unde să vinzi carne. Și că e stricată carnea. Nu o cumpăra nimic. Te-ai decis? Ne zice Lucas. Nu chiar. Mă așteptam să-mi recomanzi tu ceva. Well? Nu știu, bă, Lucas. Ce naiba, Lucas? S-a oprit curentul. În general, nu se oprește niciodată curentul pe aici. Nu a schimbat ștecărele de acolo. Hei, îți dau carnea pe gratis dacă te duci în spate și mă ajuți cu fuses. Am lăsat unele pe niște rafturi. Da, sigur, aș putea face asta. Ok, o să aștept aici. Cum să mă duc iară eu? Îmi dă un flashlight. Nu vreau să mă duc eu. Și că e întuneric acolo. Trebuie să găsim 3 fuses. După ce le pui, dai flip sus și gata, se aprinde becul. Nici o problemă, frate. Ma. Vai de cap, bă, asta nu merge deloc. Știi că am pornit-o, nu merge deloc asta. Aoleu, ce trebuie să facem?
Bine, mă, mergem să-l ajutăm. Vino, frate, cu noi. Ce pantofi are bursul? Om are în picioare. Bine. Trebuie să găsim 3 fuses. Fuses. Vai de cap. Vai de capul meu. Du-te înapoi, nu. Du-te înapoi, că nu știu ce se întâmplă aici. Cred că... Nu, 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 am găsit una. Nu, 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 chat. Să le găsim pe toate 3. Bă, dar cât are? Cât de mare e depozitul ăsta lui? Nu vi se pare că e prea mare? Că nu pune nimic aici. Ar trebui să fie aici carne sau ceva. Să oprim muzica. Nu, 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 să oprim. Ah, nu, nu, pornim din nou. Și m-am speriat. Uai, dacă îmi sare ce... Deci nu văd nimic. Deci dacă îmi sare ceva în față, mă urc pe pereți. O să-mi sară ceva în față, așa-i? Nu. Mi-e frică, chat. Mi-e frică drău. Ok, acolo trebuie să ajung. Păi ce m-am speriat. Iară, amintiri. Ce amintiri, fată, că ești tândita mai... Cum aș putea să uit? Tata! Monstrule! Alcoolicule! Nu ți-a făcut mama nimic! Nici eu! Mama a murit din cauza ta! Ai distrus totul! Alcoolicule, nu vreau să te văd nici să aud nimic legat de tine. Nu vreau să mă asociez cu tine. De ce e aia? Claire. Cine e Claire? Nici măcar nu le-am zis oamenilor numele meu real. Sper că o să mori în ea, tată. Cine e a, deci pe... Deci pe mine mă cheamă Claire. Ăla-i numele meu real, Claire. Aia am pus eu alt nume, Teddy. Hai, e numai carne. Nu, e doar carne. Carne cu bulion. Fac ăștia de un gulaș ceva. Nu-i nimic, aici doar carne. Hai să mergem aici să punem cele 3 fuses. Dăm start. Altă viață cu lumină aici, nu știu cum să vă zic. Parcă nu mă mai doare sufletul. Relaxa și puțin. Oh my god! Oh my god! Bine că m-a trimis pe mine în spate, ferească bunul Dumnezeu cât bulion are. Oh my god! Oh my god! Placă de aici! Oh my god! Aprinde flashlight-ul! Trebuie să... Sun poliția! Sună poliția! 39 de metri. Aaa, ne arată unde trebuie să mergem să sunăm la poliție. Ce e aici oare? Mic. Sună, sună, sună la poliție, sună la poliție. Sună la poliție. Telefonul și-a pierdut conexiunea. Mamă, că-mi stă sufletul în loc. Băi, ce se au... Păi se aude ceva, ce naiba se...
Doamne, s-auzea ceva, venea ceva spre noi. La mașină. The building and exit through the back without making... Trebuie să merg prin spate pe la clădiri. Fără a face multă gălăgie. Mamă, nu te duc prin clădiri, nu te duc prin clădiri. Prin ce clădire te duci? Trebuie să ajung pe partea cealaltă de clădire. Prin ce clădire alupește te duci, fata mea? Doar aleargă o dată. Avem scări, avem lift. Mergem pe scări sau mergem cu liftul? Putem să o luăm pe scări? Nu. Ok, trebuie să o luăm cu liftul. Și pe aici? Nu, trebuie să o luăm cu liftul. Dar nu-i nimeni în clădirea asta. Cum pot să intru într-o clădire unde nu-i absolut nimeni? Oh my god! Era în fața noastră criminalul! Cred că era criminalul în fața noastră! Ne-am dus. Nu vreau să ies de aici. Legii, nu vreau să ies. Criminalul pe unele noastre. Am ajuns într-o zonă cu birouri? Ce naiba cauți aici, frate? Doar te mâncă în cur, doar du-te acasă. Fir ar să fie ea situație. Poate găsești ceva de care să mă folosesc în storage room. Poate găsești, eu știu, o listă. Lista unui copil. Tata mi-a zis să mă ascund aici, în camera de storage. Nu știu de ce e așa de panicat. Sper că se va întoarce înapoi repede. Este frig aici. Asta e copilul de... De-ai dispărut. De-am văzut noi poza cu el dispărut. N-am găsit nimic în storage. Pui mei. Coboară cu liftul și pleacă acasă. Oh! 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 E el! E el! Oh, shit! Oh my god! Nu pot să mă întorc acum! Ok, du-te în jos atunci! Oh my god, că-mi stă inima în loc! Oh my god! Doamne, se duce asta la subsol, voi vă dați seama? Că o mâncă în curs, se ducă prin clădire! Oh my god! Vine după noi! Oh, Doamne Dumnezeule, Doamne! Oh, Doamne Dumnezeule, Doamne, că-mi stă inima în loc! Tu merge lanterna asta deloc. Lanterna asta nu face nimic, nu știu cum să vă zic. Oh, mi-e frică de nu mai pot de nu-mi sari ăsta în față. Liniște un pic. O, Doamne, Dumnezeule! Îi cunosc pe acești oameni! S-au mutat în acest oraș ca să lucreze la această companie. Sunt oamenii care au avut ture de noapte. Și acum sunt morți. Trebuie să plec de aici. Oh my god, cât bulion pe jos! Oh, Doamne, cât bulion pe jos! Am găsit ieșirea.
Transpir toată mai mult. Of. Mamă, direct bulion pe coșurile de noi. Pleacă, 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 pleacă. Ce e aici? Avem o mapă. Pe aici am intrat în oraș. Niciodată n-am văzut benzinăria pe mapa aceasta. Probabil am trecut peste ea când am intrat în oraș. Sigur, mașina mea n-ar trebui să fie departe. Ar trebui să văd dacă lucrează cineva acolo. Trebuie să sun poliția. Trebuie să merg pe potecă, prin pădure. Și benzinăria ar trebui să fie pe partea cealaltă de pădure. Nu, de aici vin, de aici vin, nu-i bine. Încoace trebuie să o iau oare? Sunt atât de atentă la joc. Trebuie să existe o potecă pe unde să o iau prin pădure. Da, fain prin pădure. De ce-ți lasă asta mașina la naiba în praznic? Oh, că am auzit ceva. De ce nu-și ia mașina cu ea? Ce faci, fată, cu mașina de... O lași departe de tine? De ce ai venit atâta pe jos? Lasă mașina în fața magazinului. Na, că am intrat în pădure. Trebuie să fiu pregătită, că se poate întâmpla orice în pădurea asta. Udre, o respirație! Ce taudore! Aud respirația cuiva! Nu mă întorc, m-am întorc. Fugi, 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 ba! Bagă sprint! Bagă sprint! M-a sunat benzinărie! Bună, domnule! Mă bucur că sunteți ok! Jake Forster! O, Dumnezeule! Am nevoie de ajutorul tău! Chiar acum! E un bărbat care mă urmărește și am văzut corpuri pe jos! Oameni morți! Așteaptă puțin, tineră! Care este numele tău? N-a pe ce-i dăm, Teddy sau Claire? Claire. Claire. Ok, deci, ce aș putea face pentru tine? Trebuie să sun la poliție acum! Mă urmărește un criminal! Ha-ha, bună glumă! Știu că voi încercați doar să mă speriați. Ăștia noi deveniți în oraș. Nu este o glumă! Am dovadă că s-a întâmplat asta. Serios? Da! Deci dacă aia ta tupeu, arată-mi. Du-te, fă o poză la o chestie și arată-mi dovada. Arată-mi poza când te întorci. Cum să fac, frate, poză? Păi, nu mă mai întorc. Rămân aici cu tine, murim împreună. Dacă e să murim, murim împreună aici. Nu mă mai întorc acolo? Cum să mă mai întorc înapoi prin pădure, înapoi în clădirea aia? Cred că am văzut un poster cu o persoană care a dispărut. Asta îmi trebuie. Să merg prin ploaie, să fac poze, că nu mă crede lumea. Ne-ntoarcem înapoi, ăla o să fie mort. Ok, nu e mort, dar nu mai avem curent. Ce naiba? Te cred, te cred! Tocmai sună la poliție! L-am văzut prin geam! Trebuie să pleci de aici acum! Dacă ai nevoie de ceva, doar ia-l și pleacă! Trebuie să îmi umpli rezervorul! Pot să iau un... O de-asta? Ok. Umple-o și pleacă! Te rog, ai grijă! Sigur, frate. Mulțumesc, că asta am vrut în tot acest timp. Dar ăsta de ce nu pleacă? Ăsta de ce rămâne? What? Suspicios. Foarte suspicios. Vine poliția. Am auzit poliția? Trebuie să mă duc prin spatele benzinăriei ca să ajung la mașina mea. De ce ți-ai parcat mașina la naiba în praznic? Asta-i... Asta-i poliția, Chet! Cu bulion! Ăsta-i nu, ăsta-i ăla, cum îl cheamă? Ruben! Nu! Ruben! Dacă te mâncă în cursă, mergi pe stradă în noapte, uite ce pățești! Hai de cap, asta e mașina noastră?
Oh, Doamne ajută. Umple mașina, umple mașina, umple mașina, umple mașina, umple mașina. Umple mașina, că vine cineva să-mi bag piciorul, dar nu vine cineva. Intră în vehicul, intră. Uai, ce m-am speriat că am auzit un pas, dar cred că eu l-am făcut. Plecăm, Doamne ajută că plecăm, suntem în mașină. Ce drum. Dar cum nu ne-a făcut criminalul nimic nouă? De ce încetinește mașina mea? Mamă, nu! Nu ieși din mașină! S-a făcut pană! Sunt foarte aproape de casa mea, ar trebui să pot să conduc până acolo. Am ajuns acasă. Nu cred așa ceva. Hai să facem cereale. Ne punem un bol mare cu cereale. Doamne, ce bine să fie acasă. Așa, pune laptele. Adă cerealele, pune și pe astea. N-am luat degeaba laptele. Mâncă cerealele. Muzica asta liniștitoare. Totul e frumos, totul e bine când se termină cu bine. Avem un balcon deschis. Ce avem balconul deschis? Suntem la parter? Ce naiba? Bine, avem balconul deschis. Nu avem nimic pus în balcon, așa ne intră ploaia în casă. Legit, ne intră ploaia în casă. Aici avem un pat, atât. Un pat! Un balcon, fără geamuri, o canapea și un televizor. Bucătăria e cea mai imensă, cea mai bine întreținută. Hai să ne facem un duș. Ar merge o baie caldă, mamă, dar urâtă e baia asta, nu știu ce să zic, închidem ușa. Hai să ne facem baie. O apă caldă cu aburi, după o noapte ploioasă în care am văzut oameni morți. Du-te, frate, la poliție! Lasă-o în naibii de treabă! Doamne ferește! Ce se aude muzica dintr-o dată așa în nașpa? Să pornim știrile. Hai! Police officer Ruben has been confirmed dead. He was earlier this evening found by the gas station near Community Park with 3 stab wounds in the chest and 2 by the neck. The police have searched the area but have not found any more evidence to who could be the murderer. Și Ruben a murit. Ce-mi pare rău, condoleanțe pentru Ruben. RIP în comentarii pentru Ruben. RIP Ruben. A fost prea bun. Mă, ceva nu ia bună. Nu-ți mai aude muzica. Check? Să verific ceva, nu știu ce zic. Ah, să mă uit pe... Să mă uit pe gaură. Nu-i nimic. Nu pot să mișc nimic. Oh my god! Ești la fel ca maică ta! Ăsta-i tatăl nostru! La revedere, Claire! Oh my god! Oh my god! Mi-e rușine să-l numesc tată. După tot ce i-a făcut lui mama, și-a făcut asta fără să-i pese. Mi-a păsat deloc de nimeni. Și-a început să bea, a început să se tragă o parte. După ce a murit mama, începea să mă abuzeze. După câțiva ani de terapie, abia am trecut peste traumă și să încerc să uit aceste întâmplări. Tata mă ura. Îmi explica în detaliu cât de tare mă urăște după ce a murit mama. După aceea a arătat de parcă e mai bătrân cu 40 de ani. Abia l-am recunoscut în magazin. S-a mutat în oraș și s-a răzbunat pe oamenii din oraș. Dar niciodată n-a uitat de mine, cred? Doamne, miluiește-l pe Ruben, că sincer, de Ruben îmi pare cel mai rău. N-au fost fain, chiar mi-a plăcut super mult.
Sper că și vouă v-a plăcut. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lași un like, un comentariu pentru că ajută algoritmul, un share să vadă și prietenii și subscribe pentru că este un canal nou și mă ajută pe mine foarte mult. În rest, până data viitoare, vă pup!